Consiliul Județean Mehedinți derulează activități de igienizare a acostamentelor drumurilor județene pe care le are în administrare. Este cosită iarba crescută pe marginea drumurilor cu ajutorul unui utilaj multifuncțional. În această perioadă, Consiliul Județean Mehedinți efectuează acțiuni de igienizare a drumurilor județene. Măsura are scopul pe de o parte de a spori vizibilitatea șoferilor în trafic, iar pe de altă parte de a distruge ambrozia, o plantă sălbatică, invazivă și periculoasă pentru sănătatea omului, care provoacă alergii puternice. Pe parcursul săptămânilor trecute au fost igienizate acostamentele de pe drumul județean 562A. Tronsonul dintre Gruia, intersecția cu DN56C și Rogova, intersecția cu DN56A, pe DJ606. Tronsonul cuprins între limita cu județul Dolj și Gogoșu, DJ564 în zona Bălcescu-Viașu. Tronsonul DJ670 Marga Florești, tronsonul DJ562 de la intersecția cu DN56A, dealul Stârmina până la Scăpău. Pe parcursul zilelor următoare se va continua igienizarea pe DJ562A și DJ606B, Rogova, Livezile, Ștefano Dobleja, acțiunile urmând să se deruleze pe toate drumurile județene.